Clubul sportiv Minaur Baia Mare organizează ediția 2017 a Cupei Minerul la fotbal. Turneul va avea loc în sala polivalentă la Scărpană în perioada 27-29 decembrie. Competiția este dedicată atât iubitorilor de fotbal, cât și fotbaliștilor profesioniști și amatori din Baia Mare și din toată țara. La întrecerea din acest an vor participa 12 echipe. Este vorba despre FC Diflora, AS GCI, FC Chiș, FC Aboliv, Progresul Șomcuta Mare, ACS Fotbal Comuna Recea, Orient Baia Mare, Power Satu Mare, ASCO, Xexa Fan Sport, FC Prietenia și Sporting Recea. Acestea au fost împărțite în 4 grupe, a câte 3 echipe care poartă nume ale unor legende mari ale fotbalului băimărean: grupa Viorel Mateianu, grupa Radu Panfil, grupa Lucian Bălan și grupa Mircea Sasu. Organizatorii au pregătit premii consistente pentru echipele participante. Astfel, locul 1 va fi recompensat cu 500 de lei, locul 2 va primi 300 de lei, iar echipa clasată pe locul 3 se va alege cu 2000 de lei. De asemenea, vor fi acordate și câteva premii speciale care constă în articole sportive pentru cel mai bun portar, cel mai bun jucător și golgheterul competiției. Iubitorii fotbalului sunt așteptați în număr cât mai mare la acest turneu, care, cu siguranță, va fi unul foarte spectaculos, ținând cont că vor participa și fotbaliștii celebri care evoluează în prima ligă din fotbalul românesc. Un bilet de intrare costă 10 lei pe zi, iar organizatorii vor pregăti și tombole cu premii pentru spectatori.